Pentru unii dintre telespectatori, localitatea Bărbulești, județul Ialomița, înseamnă doar cele prezentate la știri. Așezată la 60 de kilometri de capitală, aici se dezvoltă o comunitate de romi de care e bine a lua seama. Dacă în anii 90 a trece cu tirul prin Bărbulești însemna riscul de a rămâne fără marfă, acum situația este alta. Ce se întâmpla pe atunci? În timp ce tirul rula pe drumul principal, din spate apărea o mașină cu mulți cai putere. În mers, un tovarăș aflat lângă șofer se urca pe capotă și deschidea ușile din spate ale tirului. Tot ce se găsea și se putea arunca în șanțurile de pe marginea drumului era bunul de preț al făptașului și al complicelui. Mult nu a ținut figura, dar pagubele nu au fost puține. Deja se vorbea de Bărbulești. S-a revenit asupra locației în ianuarie 2012, când cele mai importante posturi TV au venit la fața locului. Focuri de armă s-au tras și aici și cineva a trecut la cele veșnice, dar să nu generalizăm. Cu arma se trage ca mult în România și nu numai în zone cu cei de etnie romanes. Dar în timp situația s-a schimbat radical. O întorsătură neașteptată a schimbat fața localității. Parte din lumea invizibilă a credinței s-a materializat și aici pas cu pas. Când a început această credință penticostală din 90 încoace, au scăzut infracțiunile, vreau să vă spun că au scăzut în totalitate. Sunt foarte mulțumit datorită pocăiților pentru că muncesc, face slujbe din asta cu oamenii din comunitate, le aduce la cunoștință, deci ca să nu mai fură, să nu mai aibă probleme cu comunitate, să nu mai să căutăm să muncim, să învățăm carte, ca să avem și noi alte drepturile. Și eu, în calitate de primar, fac tot ce îmi stă în putință cu oameni care ne sponsorizează să caut să-i ajut să-i facem o biserică după cum avem noi biserica aceasta, încă nu este bine consolidată și vreau să fie o biserică prin ajutorul lui Dumnezeu băgată cu un proiect să aibă rezistență ca să nu se întâmple vreun eveniment să fie, avem pe comunitate. Cu 25 de ani în urmă, tot satul acesta, în tot satul, era întuneric. Deci Dumnezeu nu era invitat aici în localitatea noastră. Acum 25 de ani în urmă, oamenii făceau multe, multe scandale, se adunau în grupuri când era vorba de scandal și se omora între ei unii pe alții. Era, cum să vă spun, era ca în junglă. Și după ce a venit Dumnezeu în localitatea aceasta, după ce ne-am întors, nu mulți, câțiva frați, eram vreo 15-20 așa, la început, am început să-L chemăm pe Dumnezeu. Am postit multe zile înaintea lui Dumnezeu, am început să ne rugăm și pe timp de noapte, ne-am rugat și Dumnezeu a răspuns la chemarea noastră, slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu a schimbat viețile oamenilor, dintre niște oameni întunecați care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, care avea o influență de la cel rău ca să se omoară unii pe alții. În inimele lor nu locuia Dumnezeu, locuiau duhuri de răzbunare, care să fie mai tare și mai puternic. Și Dumnezeu a lucrat în chip minunat și a schimbat, a adus o mulțime de oameni
Deci sute de oameni s-a făcut trezirea spirituală și sute de oameni s-au întors la Dumnezeu. Și acum Dumnezeu este lăudat. Acum Dumnezeu este proslăvit din cauza cuvântului. Acum Dumnezeu, din cauza că oamenii s-au schimbat din oameni, din oameni răi, din oameni care făceau toate relele, din oameni care făceau multe, multe nenorociri înaintea lui Dumnezeu, s-a schimbat, Dumnezeu a făcut o schimbare și le-a schimbat din oameni răi, s-a făcut oameni buni înaintea lui Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu a fost plantat în viețile lor. Așa, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Noi prima dată ne strângeam într-o curte la un om și acolo am început să ne rugăm lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ne trebuie și nouă o casă de rugăciune, Dumnezeule, în care să putem să chemăm și noi acolo numele Tău, Doamne. Că noi, aici, în curtea aceasta, acolo se strângeau mulți oameni. Câți? Aproape într-o 100 sau 200 de oameni. Ne strângeam într-o curte undeva. Și cineva ne-a adus un film cu Domnul Iisus Hristos. Noi am văzut filmul acela și din cauza că Dumnezeu a lucrat și prin cuvânt și prin film, ne-am întors la Domnul. Și ne strângeam acolo, într-o curte, și ne rugam acolo, jos în curte, acolo ne rugam. Și ne-am rugat Domnului și Dumnezeu ne-a răspuns, lăudat să fie Domnul. A venit o soră de undeva din Anglia și ne-a adus pe timpul acela 700 de mii. Și cu banii aceia, noi ne-am dat toate silințele, dar am cumpărat ce trebuie pentru o casă de rugăciune și cu ajutorul Domnului s-a făcut casa aceasta de rugăciune. Cum s-a reacționat atunci, cum s-a întâmplat, deja presa a dat foarte mult și în comparație cu realitatea Bărbuleștiului s-a vorbit foarte mult în ce privește partea rea și cred că prin ceea ce a făcut presa de atunci, câteva televiziuni, câteva posturi de televiziune, a murdărit foarte mult imaginea Bărbuleștiului. De ce? Pentru că ei au zis și au vrut să arată că adevărata imagine a Bărbuleștiului este aceea sau era aceea care a arătat-o ei. Nu este adevărat pentru că incidentul, cum a fost acela și cum a mai zis și domnul primar, se întâmplă un astfel de incident foarte rar, foarte rar, mai ales din anii 90-91 de când a venit credința în Bărbulești. Ar trebui ca, și pentru asta vreau să vorbesc, ar trebui ca Bărbuleștiul să se știe că Bărbuleștiul are o imagine foarte frumoasă, pentru că oamenii au devenit să fie mai gospodari, oamenii vin la biserică, chiar în locul acesta foarte mulți oameni au fost schimbați, foarte mulți oameni au fost transformați, foarte mulți care în anii 90, până în anii 90, erau învrăjbiți prin diferite lucruri rele, că așa era atunci, pentru că fără Domnul Iisus Hristos oamenii sunt răi, dar aici, în locul acesta unde au venit oamenii, s-au întâlnit și aici au dat mână de pace, s-au sărutat, s-au îmbrățișat, pentru că l-au primit într-adevăr pe Domnul Iisus, care face pace și unește pe oameni. Da, da, da. Și în urma faptului că în momentul în care l-au primit pe Domnul Iisus și s-au întors la credință, oamenii aceștia care aveau foarte mulți bani prin cămătărie și erau dați la oameni
unde ei au dat și au dat banii cu camătă, în momentul în care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, au iertat pe cei care trebuia să le dea camăta și în schimb au cerut doar banii drepți pe care i-a dat la cei care s-au împrumutat. Unii dintre ei sunt oameni care ar putea să dea mărturii foarte serioase cum s-au întors la Dumnezeu. Există frați de ai noștri care suntem în colaborare bună și sănătoasă. Astăzi există o comunitate de creștini pentecostali care înseamnă mai bine de 250 de credincioși. Aici, Asociația Lege Viața sprijină de câțiva ani biserica locală cu materiale, cărți, studii și filme care să-i ajute pe credincioși aduce o viață de credință autentică. Faptul că urmașii Domnului sunt serioși o dovedesc și cele două proiecte. Cortul Întâlnirii, ce se desfășoară în fiecare vară din anul 2010 și nu este altceva decât o săptămână de evangelizare sau, mai pe înțelesul tuturor, evenimente în care este proclamat Sfântul Cuvânt al Bunului Dumnezeu pe care îl găsim scris în Biblie. Iar al doilea proiect este dorința lor de a avea locuri de muncă stabile. Desigur, orice om dorește așa ceva, însă pentru o comunitate în continuă schimbare ca Bărbuleștiul, acest lucru înseamnă foarte, foarte mult. Pentru toți aceia care ați avut posibilitatea să vizionați acest scurt documentar cu privire la localitatea din Bărbulești, vă invităm să veniți în localitatea noastră, aici, în locul acesta, unde cred că vă veți întâlni cu Domnul Iisus Hristos și veți vedea adevărata realitate a localității. Dincolo de focuri de armă și de prejudecăți adânci întipărite, e bine să știi că la Bărbulești sunt și oameni de calitate, care au găsit bucurie ad averimei, adevărata bucurie în bunul Dumnezeu. Mai sus de noi, să mă întâlnesc cu el.